Bună și bine te-am regăsit! Astăzi o să scriem împreună denumirea unor legume cu literă de mână. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Observăm aici o roșie și un morcov. Haideți să scriem împreună cuvântul roșie. Îl despart în silabe. Ro, și, e. Prima silabă este ro. Se aud sunetele r, o. A doua silabă este și. Se aud sunetele ș, i. Și ultima silabă este e. Se aude sunetul e. Ro și e. Morcov. Mor cov. Avem trei sunete m, o, r în prima silabă. M. O, r, și ultima silabă, cov, c, o, v. Morcov. Cea. Pă. Cuvântul ceapă are două silabe. Este foarte important să despărțim cuvântul în silabe înainte de a-l scrie. În prima silabă observăm una, două, trei litere. În a doua silabă observăm una, două litere pe care le vom scrie acum. C. E. A, P, O, Cea, P, Us, Tu, Roi. Usturoi sunt trei silabe. În prima silabă vom scrie U, S, a doua silabă Tu, T, U, Us, Tu, și ultima silabă Roi, R, O, I, Us, Tu, Roi. Acum vom scrie cuvântul castravete. Este un cuvânt mai lung, dar dacă îl despărțim în silabe, nu vom greși. Cas, tra, ve, te. Avem patru silabe. Prima silabă este cas. C, a, s, cas. A doua silabă este tra, tra, t, r, a, cas. Tra, ve, v, e, și ultima silabă, te, t și e. Cas, tra, ve, te. Castravete. Am pregătit pentru tine trei
Legume. Te rog să le identifici și să le scrii pe caietul tău de tip 1. Spor la lucru!